Mulțumim, felicitările le merită în primul rând jucătorii, pentru că ei au fost pe teren, s-au sacrificat, au alergat, au arătat un spirit de echipă fantastic. Numai așa poți să învingi echipa triplă campioană. Am avut o partidă bună, de luptă, o partidă în care toți jucătorii s-au subordonat ideii pe care am avut-o la începutul jocului. Mă bucur pentru ei, felicit din toate puterile mele și sigur le doresc gazdelor baftă mai departe. Ați fost și poate supra-motivat sau mai motivat datorită faptului că au avut acele atacuri? Nu, no. Noi cred că am arătat la fiecare joc. Acum, sigur, sunt tot felul de specialiști, între ghilimele, care își dau cu părerea. Noi jucăm toate meciurile pe teren, sigur, după joc avem prieteni, avem foarte mulți oameni din fotbal pe care îi salutăm, cărora le dorim baftă mai departe, dar în timpul jocului este o luptă, este o competiție, ne dorim să câștigăm fiecare meci. Nu ne iese de fiecare dată, cei care s-au apucat să arunce cu noroi în noi, e problema lor, vreau să mă gândesc la lucrurile mai puțin plăcute, respectiv la cele frumoase și la victoria din seara asta, pentru că e o victorie mare pentru jucătorii noștri. Ați reușit să obișnuiți Craiova, CFR, urmează și CFR din nou? Noi pentru asta ne pregătim, de asta la fiecare joc ne prezentăm pe teren ca să câștigăm jocurile. Uneori ne iese, alteori mai puțin. Important e ca toți cei care intră pe teren să dea maximum, să facă toate eforturile. Și răspunzător de rezultat sunt doar eu, pentru că eu sunt cel care răspunde pentru rezultat. Ei doar trebuie să facă tot ce depinde de ei ca să încerce să câștige. Am spus, câteodată ne iese, câteodată mai puțin, dar 100% vom lăsa și la meciul următor toată sudoarea de care suntem capabili. Cu multă plăcere!